Găsit la un nou daily vlog cu asistență pisicească de seamă aici, care sunt pe punctul să dea drumul la o rundă de K1, dar nu despre asta va fi vorba în clipul de astăzi, ci vă iau cu mine puțin la plimbare pentru că mergem în București, mergem să ne plimbăm prin București, să vizităm câteva locații absolut minunate din București pe care eu personal nu le-am văzut, cred că pe niciuna nu am văzut-o pe de-a întregul și nu știu foarte multe lucruri despre ele și aflăm mai multe pentru că se organizează un Insta Meet de către cei de la Cronicar Digital în București. Și bineînțeles că nu aveam cum să lipsesc, mai ales că sunt atât de drăguți. Mi-au devenit foarte dragi foarte repede cei de la Cronicar Digital pentru că sunt o echipă foarte frumoasă. Și dacă vă amintiți voi, în urmă cu câteva săptămâni, la începutul lunii septembrie, a fost un Insta Meet la Buzău, unde am participat și eu, după care am mers la Eugenia la Brăila. Dacă nu ați văzut vlogul de acolo, vi-l las în descriere. Am făcut și acolo un mini vloguleț. Voi face și astăzi, voi încerca să surprind cât mai multe detalii și cât mai multe lucruri, pentru că este o ocazie relativ unică, cel puțin pentru mine, mă gândesc, de a vizita niște locuri foarte frumoase. Cel puțin cele de la Buzău mi s-au părut foarte frumoase, foarte interesante și cu siguranță nu am ocazia să le vizitez sau să le văd altfel și n-aș fi avut ocazia și nu m-aș fi dus niciodată la Buzău expre pentru chestia asta, ca să vizitez acele locații care oricum nu pot fi vizitate de către public, adică vorbim de tribunal, de primărie și așa mai departe, ați văzut în vlogul ăla, sunt locuri care nu pot fi vizitate așa de ușor și la fel va fi și astăzi și sper să avem o zi minunată în ciuda faptului că este foarte. Deci este foarte frig. A venit iarna deja. Bate un vânt. Deci dacă vă arăt cum fac pomii în fața mea, sunt așa. Știți, ca un palmiere aia când vine taifunul. Așa, exact așa fac pomii. Vă arăt imediat într-o camera și vă arăt imediat. Și nenorocirea este că înainte de a merge la București eu trebuie să ajung să rezolv niște chestii administrative, să las niște hârtii, să rezolv niște treburi. Și trebuie să mă duc pe jos până la primărie, care nu e decât la 2 km și ceva de mine. Adică... o nimică toată, un fleac, da, dar nu-i problemă că ne descurcăm, am trecut noi și prin mai rele de atât, dar vreau să zic, trebuia să menționez că e frig și că știți că urăsc frigul, mă duc să mă încălzesc chestia asta care este pentru mâini, pentru buzunar, mi-am luat-o de la Brăila din Chic, când am fost în Chic și îmi pare rău că am luat numai una, acum aș mai lua vreo 100 ca să am, să îmi țină cald la mâini. Și acum mă duc să o topesc că este sare și mă duc să o topesc ca să se încălzească și să-mi țină măcar mâinile calde, că și ieri am fost plecată, ieri am fost tot așa cu niște treabă prin Târgoviște și am profitat de ocazie să trec prin parc, prin Târgoviște, pe acolo, pe la Chindia, că e foarte frumos parcul ăla și îmi place și mai ales acum toamna are o atmosferă foarte plăcută și degerasem și am uitat asta ca să bineînțeles. Da. Astăzi înfise, mă voi împacheta și vă voi arăta cu ce m-am îmbrăcat și pornim spre treburile noastre și spre București, pentru că deja sunt o ușoară întârziere. Zisesem că ne vedem, că mă văd cu Ana Tătucu la o cafea, dar nu știu dacă mai ajung. Nu știu dacă ajung în timp util, o să-i scriu să vedem, să sperăm că nu se supără pe mine. Please, Ana, nu te supăra. So... see you later. Și aveam o lumină superbă, ce să facem. Mă simt foarte școlăriță cu outfit-ul ăsta, să știți, nu știu de ce. Dar brusc, așa pe asta și de la geanta asta, pe care cred că aș lăsa-o un pic mai jos, o să las o idee mai jos, adică să vină ceva pe aici așa, parcă arată mai bine, interesant așa. Mă simt foarte școlăriță și în sfârșit e vreme de trenciuri. Și pot să îmi scot trenciurile. Astăzi l-am luat pe ăsta roșu de la Stradivarius, că de fapt toate sunt de la Stradivarius. Și încă un lucru care îmi place pe lângă trenciuri la toamnă sunt băscuțele astea. Mie îmi plac de mor. Știu că unii le urăsc, știu că unii le
overuse it, dar mie îmi plac toamna când sunt în sezon și asta zici că e fix de gavroș, doar că e roșie. Asta e de pe la Zara, dacă mi-aduc eu bine aminte, am luat-o, cred că cu vreo 2 ani. Am un tricou pe care l-am luat primăvară, în toamnă, habar n-am când, nu mai țin minte, de la ăla, New Yorker. Pantalonii sunt Levi's, care știm că se pronunță Levi's, și am niște ghetuțe, nu știu cât de bine le vedeți, dacă aș reuși să nu vă zguduie fie și mai bine, niște ghetuțe care sunt de la Humanic, cred, sunt niște ghetuțe din piele pe care le-am luat anul trecut și sunt foarte de încredere, au ele tocul ăla destul de înălticuț, mă rog, destul de înălticuț, au vreo 9 cm, dar fiind mai gros, îmi oferă mai multă stabilitate și pot să stau toată ziua pe ele fără nicio problemă, adică nu simt ca și pe tocuri. Iar geanta asta așa mare, supradimensionată, este de la House Brand, parcă se numește. Iar v-am ținut strâmb, scuze. Așa, este de la House Brand și cam așa. Cred că mi-aș pune și ceva la gât, gen o eșarfă, ca să nu deger. Mă vedeți? E întuneric bezna. Nu avem ce să facem, asta este. E toamnă. Mai mult de atât nu pot să deschid luminozitatea la cameră și să mă omorâți, ia, așa, o să se vadă cu purici. Da, și mi-am pus și un cacalacăn din ăsta, cum îi place lui Pebbles să-i spună, aici, care este unul din preferatele mele, și here we go. E bine că mi-am ondulat părul, că acum ies în vânt ca să mi-l zbârlească. Yes! E frig! Este frig! Și aglomerația asta, frate, că e o aglomerație de mori peste tot. Che pasa! Thank you.
lor. Eu am ajuns acasă, este ora, iar era să mă uit acolo după ceas. Trebuie să rezolv neapărat cu ceasul, că m-am obișnuit prea tare cu ceasul. Eu am, m-am întors de vreo oră, oră și un pic am ajuns, dar s-a întunecat deja pentru că deja începe să se întunece. Stați că mă pun pe jos, în lipsă de altceva mă pun pe jos. Nu, glumesc, mie îmi place să stau pe jos, chiar și când am scaune sau am posibilitatea de a sta pe lucruri normale pe care se stă, ca oamenii, eu prefer să stau pe jos. Da, revenind la subiect, m-am întors acasă, mă dor puțin picioarele, începuseră să mă doară așa pe final picioarele, pentru că n-am mai mers pe tocuri de ceva timp și mi-am luat ghetuțele alea tocmai în ideea în care sunt confortabile, dar chiar și așa s-a simțit faptul că n-am mai mers pe tocuri de mult timp. Da, hai să o luăm cu începutul. Am plecat să-mi rezolv eu treburile, n-am rezolvat nimic pentru că la noi nu se poate face nimic din prima, așa, trebuie să ne complicăm existența. Anyway, nu-i problemă, rezolvăm altă dată. După care am ajuns la București. Poate că era să întârzi, din fericire, din câte... Eu știam că evenimentul începe la 1, dar, de fapt, înscrierile, mă rog, înregistrarea începea la 1 și jumătate. Ceea ce a fost bine, că am ajuns. Adică, până la urmă, n-am întârziat foarte mult, că a fost, a durat puțin până am prins un autobuz, că... Da, și v-am zis, vechea mea poveste cu autobuzul. Am ajuns, ne-am întâlnit cu toții la universitate. Acolo am vizitat biblioteca de la Facultatea de Litere, în care eu nu am fost. Ana, că vorbeam cu Ana Tătu, cu ea a fost, mă rog, ea și-a petrecut mult timp acolo, pentru că ea a terminat limbi străine. Și ea și-a petrecut mult timp în biblioteca aia. Eu nu am fost niciodată, cu toate că am făcut masterul la universitate, nu prea aveam acces la litere, adică nu aveam ce să caut la litere, pentru că eram în partea cealaltă la administrație și nu aveam ce Dumnezeu să caut eu la litere. Așa, dar este absolut fenomenală, este absolut superbă biblioteca aia, este genială, este absolut spectaculoasă, îmi place la nebunie, nici nu știu cât am reușit să captez pe imagini, pentru că era gura căscată, deci a fost așa un șoc din prima, ne-au lovit cu biblioteca asta, care este minunată, și Alex, care a fost ghidul nostru, ne-a povestit mai multe despre istoria acestei biblioteci, despre istoria universității, din care recunosc că nu știam foarte multe. Ne-a explicat cum sunt anumite părți din universitate reconstruite, care cum sunt reconstruite, și când te uiți cu atenție la ele, îți dai seama că nu sunt similare, adică dacă te uiți cu atenție la anumite corpuri din universitate, îți dai seama că nu sunt similare, ceea ce eu n-am realizat, cu toate că am fost la universitate, am trecut pe acolo prin curte, așa, dar nu am băgat de seamă, mi s-a părut mie că nu sunt chiar identice, dar n-am băgat de seamă. Și el ne-a povestit, pe lângă asta ne-a povestit extrem de multe, dar ajungem și la asta, de fapt hai să continuăm cu povestea noastră. Deci am stat acolo în bibliotecă, mi s-a părut senzațională, v-am spus, este absolut minunată. Dacă sunteți la litere sau dacă aveți ocazia, prilejul să treceți pe acolo, doar să aruncați un ochi așa, este absolut divin. Mi se pare că este minunată și că ar trebui să o apreciem mai mult. Ne-am mutat de acolo la câțiva pași mai încolo, la Marmoroș, la hotelul Marmoroș, unde a fost cândva, la vremea lui de început, dar acolo n-a fost un hotel, ci a fost o bancă, iarăși un hotel în stil art deco, absolut divin, art deco și neoromânesc, pentru că astăzi am învățat iarăși o chestie pe care nu o știam, că stilul neoromânesc se apropie foarte mult de art deco și cumva se împletesc, adică cumva stilul neoromânesc este un stil arhitectonic specific nou, evident că e românesc, cumva împrumută foarte multe elemente din art deco, se întrepătrunde cu art deco, pentru că au și fost în aceeași perioadă, la începutul secolului 20, prin anii 20, cu hotelul fiind construit chiar în anii 20, și iarăși absolut minunat. Prima dată ne-a dus sus la etaj să vedem acolo câteva
detalii din astea Art Deco și apoi am coborât la subsolul, la tezaur, unde era tezaurul în mod normal, pentru că a fost și o bancă la viața ei, acest hotel, v-am zis, nu? Că a fost o bancă și jos unde era seiful, am intrat unde era seiful și acolo este acum organizat un bar pe stilul ăsta de cumva... Nu știu dacă l-am lăsat în filmare pe Alex, dacă să l-am prins pe Alex când povestea despre barul ăsta că e făcut în stilul ăla, știți cum era în perioada prohibiției, adică era ascuns, îl găseai prin subsoluri, prin beciuri și nu știu ce, așa e și ăsta, făcut pe tematica asta și acolo au rămas cutiile de valori, ca să zicem așa, au fost recondiționate și au rămas puse, le-am filmat, am încercat să le filmez și fiecare... fiecare persoană care stă în funcție de numărul camerei se poate duce acolo la cutia de valori cu numărul care corespunde camerei și să vadă ce găsește în cutia respectivă și găsește un fel de treasure hunt. Este un fel de treasure hunt prin care poate să descopere mai bine Bucureștiul. Mi s-a părut senzațional și acolo, plus că este o scară acolo foarte alambicată, foarte detaliată, foarte frumoasă. După aceea ne-am mutat, stați că am și uitat unde, sunt puțin și obosită și de aia că străzită de multe, multe ore, ne-am mutat către a treia locație, unde ce am văzut? Am văzut sălile, în mod special. Au fost drăguțe și alea, dar mai drăguț mi s-au părut primele două locații, a fost drăguță și a treia locație, dar v-am zis, mi s-au părut puțin mai spectacul, mi s-au părut mai puțin mai spectaculoase primele două. După aceea ne-am dus la Muzeul de Istorie și am vizitat partea regală, partea care nu intră la galeriile efectiv de artă. Dacă vă duceți la Muzeul de Istorie, la Muzeul Național, unde este Palatul, există practic trei părți, trei corpuri. Există partea cu Galeria de Artă Românească, Galeria de Artă Europeană și mai există o zonă unde este Palatul, efectiv, unde intri, unde este sala tronului, unde sunt mai multe lucruri acolo, care țin de palat. Și acolo am avut alt ghid de la muzeu care ne-a povestit foarte multe despre palat, prin ce a trecut și despre astea, despre încercările prin care a trecut palatul, mă rog, mai ales după în perioada comunistă. Și de asemenea ne-a spus cât de implicată a fost Regina Maria în estetica palatului, adică a avut o implicare foarte, foarte mare și cumva s-a simțit așa un vibe acolo, mi-a plăcut foarte tare. De data asta am avut norocul să văd tronul regal, care nu era la Goleș când am fost. Dacă vă amintiți, când am făcut vlogul de la Goleș, când am fost cu Eugenia și cu Viorel, am fost la Goleș și de regulă tronul regal... De ce nu e focus pe mine? Așa, de regulă tronul regal stă la Golești, la Muzeul Golești. Dar era luat când am plecat, când am fost noi acolo și era în București și urmează să ducă înapoi la Golești. Și l-am văzut aici, era aici și aici foarte, foarte frumos sala și sala tronului, mi-a plăcut foarte mult, este spectaculoasă, este mare, este grandioasă, mi se pare spectaculoasă și foarte frumos decorată, foarte frumos aranjată, absolut minunată și mi-a plăcut și sala de bal sau sufrageria în care se țineau balurile, banchetele și mesele mai simandicoase așa cu pentru în special pentru invitați de osebiți de seamă sau din străinătate și acolo este superbă sala respectivă, absolut minunată. Chiar dacă aveți ocazia să mergeți într-un tur, să mergeți pentru că este absolut fabulos, 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 fabulos. Da, și după aceea de acolo ne-am mai plimbat puțin, ne-am dus unde? Ne-am dus către Intercontinental de acolo. Am urcat la etajul 2, am văzut ce am văzut acolo, mă rog, terasa de acolo de la etajul 2, m-am urcat la un etaj care nu mai știu cât era.
chiar nu mai știu, jur. Da, da, nu era mare lucru de văzut, era vorba de panoramă în sine, așa, ne-am uitat un pic, așa, am văzut panorama și a fost ok. Se lăsase ceață și începuse să plouă chiar când am ajuns noi la Intercontinental și, din păcate, nu ne-am putut bucura de o panoramă foarte clară și foarte întinsă, așa, adică, cumva nu se mai vedea de după zona aia de la Unirii, nu se mai vedea mai departe. Și am urcat și la apartamentul Imperial, care, vă zic sincer, că m-a dezamăgit foarte tare. Apropo, în cazul în care nu știți, scenele din Neamărit Miliardar s-au filmat în apartamentul Imperial de la Intercontinental. Și dacă vă duceți acolo, și mă rog, dacă vă veți uita la imaginile astea, veți recunoaște cu siguranță imaginile alea din Neamărit Miliardar, cu valiza, cu budigăii, când îi spală aia budigăii și spre alb, cu prazul și așa mai departe. O să recunoașteți pentru că sunt identice, nu le-a schimbat nimeni, sunt perfect identice. Acum eu nu știu dacă alea ar trebui ținute la muzeu și modernizat apartamentul ăla, pentru că totuși este un hotel. Mi se pare că are un aer din ăla foarte comunist, totuși a rămas cu un aer comunist hotelul, except în lobby-ul, care este ultramodern, adică îți dă impresia că intri într-unul dintre cele mai moderne hoteluri din lume. Este, pare un pic mai modern decât la ceilalți de la Marmoroș. Așa, pare un pic mai modern decât acolo. În momentul în care urci pe holuri și pe, nu știu dacă ați fost voi vreodată la Intercontinental, eu personal n-am fost până acum, știu foarte multe povești despre Intercontinental, dar n-am fost efectiv. Așa, am avut chiar un unchi care a lucrat la proiectarea Intercontinentalului și așa mai departe, dar nu, n-am intrat efectiv în el niciodată, că n-am avut de ce. Mi se pare îmbâxit, sincer, adică foarte rămas în urmă, nu știu cum o fi în alte părți, în alte zone, nu știu cum ar fi dormitoarele, camerele și așa mai departe, dar ce am văzut eu din el, holurile și astea, mi se par destul de vechiuțe, așa, aceleași mochete vechi, același tapet vechi pe care îl aveam în România, adică aerul ăla ușor comunist, așa, dar partea bună a fost experiența, că ne-am putut bucura și de treaba asta și că am văzut treaba asta, că cu siguranță n-aș fi avut ocazia să trec eu prin apartamentul Imperial de la Hilton și să-l văd, adică nu, să nu credeți că sunt nerecunoscătoare, Doamne ferește, niciun caz. Vreau să vă spun ca impresie generală cum arăta locul și cum mi s-a părut mie locul și feeling-ul pe care mi l-a transmis locul respectiv, dar să nu înțelegeți că sunt nerecunoscătoare, pentru că cei de la Cronicar Digital ne-au dus acolo. Și apropo de Cronicar Digital, absolut minunați și Alexandra și Alexandru, ghidul nostru. Alexandra a fost fata care s-a ocupat din partea celor de la Cronicar Digital, iar Alexandru este și fondatorul Muzeului Ororilor Comunismului, un muzeu de care, apropo, eu am auzit și chiar am zis că o să mă duc odată. Și dacă n-ați fost să mergeți, el este unul dintre fondatori, este profesor de istorie. Și un tip foarte, foarte de treabă. Auziți cum întroznește glezna, nu? Da, am o gleznă defectă care troznește tot timpul. Și astăzi n-a troznit prea mult pentru că am fost pe tocu și acum își scoate pârlele alea. Cum mișc, cum troznește. Adică ar trebui să nu o mișc, dar simt nevoia să o mișc. Anyway, paranteză, revenind la Alexandru. Foarte, foarte, foarte frumos ghidul nostru. Frumos în sensul de cultură și de lucruri frumoase pe care ne le-a spus și ne-a captivat, efectiv. Atenția, nu pot să zic că a fost plictisitor sub nicio formă. Mi-a plăcut la nebunie tot ce ne-a povestit. Ne-a povestit foarte multe lucruri, mai ales legate de, pe lângă obiectivele turistice, ne-a presărat foarte multe anecdote, ne-a presărat multe povești, din, mai ales de la Revoluție. Ne-a spus niște povești pe care eu una nu le-am auzit și chiar acum auzindu-l pe el, mi-a deschis apetitul să mă uit, dar nu în seara asta că vreau să dorm, să mă uit la filmările și la înregistrările din perioada Revoluției, începând cu 21 decembrie, pentru că ne-a povestit niște episoade și niște lucruri pe care bănuiesc
văzând imaginile alea de la Revoluție, nu le-am sesizat și acum, pentru că ni le-a zis el, probabil o să le sesizez și o să le văd și vreau să fiu mai atentă, pentru că cu toții cred că am văzut măcar o dată pe an când se amintește de Revoluție în decembrie, am văzut imaginile alea, dar cei mai tineri ca mine poate n-am dat foarte multă atenție și el ne-a povestit foarte multe lucruri, ne-a povestit niște lucruri de efectiv aveam pielea de găină. Așa, și niște lucruri cumplite care s-au întâmplat pe acolo și, da, nu vreau să intru în detalii, dar partea frumoasă a fost că ne-a dat informații și ne-a învățat foarte multe și mă bucur foarte, foarte mult că am participat, adică chiar mi-ar fi părut rău să nu mă duc pentru că a fost o experiență foarte frumoasă. Dacă îndrăznesc să zic, parcă a fost mai frumoasă ca la Buzău. Evident că, na, amplasamentul este altul. Pentru că una ți oferă Buzău și una ți oferă Bucureștiul, deci nu se compară. Dar ca idee, foarte frumos și vreau să-i felicit încă o dată pe cei de la Cronicar Digital, le-am spus-o și în privat, le-am spus și pe Instagram, îi felicit pentru toată munca depusă, pentru că acum, mergând prin București, mi-am dat seama câtă muncă este să organizeze așa ceva, cât de mult trebuie să muncești. Dacă voi vă plângeți, dacă vedeți creatori de conținut că se plâng că trebuie să facă poze, nu vreți să știți câtă muncă este pe oamenii ăștia să organizeze. Am fost 4 sau 5 grupuri, am fost împărțiți. De data asta n-au mai avut voie decât oamenii care au fost vaccinați. Nu s-a mai putut intra cu test sau cu dovada trecerii prin boală. Numai cei vaccinați au putut intra la acest Instameet. Deci, câtă muncă este numai să o organizez. Logistica, doamne, oamenii, câte piedici pot să aibă, deci îmi dau seama, stăteam și mă gândeam câte piedici, pentru că am ajuns acolo la Marmoroș, de ce zic Marmoroș, nu știu de ce zic Marmoroș, anyway, am ajuns la Marmoroș, nici nu am intrat încă și deja ni s-a spus, nu faceți poze acolo, nu faceți aia, nu faceți aia, nu faceți aia, ceea ce înțeleg, pe de-o parte înțeleg și partea hotelului, pentru că este firesc, era hotel, erau oameni, dar nu închideau ei hotelul doar pentru noi, că ne-a tunat nouă să ne ducem acolo. Înțeleg și aspectul ăsta, că erau și oameni străini și nu aveai voie să-i pozezi și să... Mi se pare normal, adică asta o înțeleg. Dar pe de altă parte îi înțeleg și pe cei de la Cronicar Digital care... se confruntă cu foarte multe probleme. Și, de exemplu, mai trebuia să mergem și la Capșa, doar că la Capșa nu s-a mai putut merge pentru că aveau prea puțin personal și nu reușeau să se coreleze cu programul nostru și a fost o întreagă nebunie, da? Și îmi dau seama câte lucruri trebuie să facă și cât trebuie să muncească oamenii ăștia și nu sunt așa mulți oameni. Deci nu vă imaginați că sunt o armată de 800 de oameni care stau cu laptopurile în față și cu telefoanele și dau. Nu sunt așa mulți oameni și toți sunt tineri și toți sunt foarte dornici de a ajuta lumea să învețe și să descopere lucruri frumoase din România, ceea ce mi se pare senzațional. Și bănuiesc că sunt foarte multe piedici pe care le ai de la nivel logistic, la nivelul autorizațiilor, că trebuie o grămadă de aprobări, că nu, să nu credeți că excursiile astea se fac așa cu hai și noi să ne adunăm. Nu, îți trebuie autorizații, îți trebuie aprobări, îți trebuie multe lucruri și dacă nu se aliniază planetele, e complicat. Îi felicit pentru evenimentul ăsta, a fost absolut superb, absolut minunat și mie mi-a plăcut la nebunie, vorbeam și Juana și ei la fel i-a plăcut și cu siguranță nu aș fi avut ocazia să văd locațiile astea în primul rând, pentru că asta poate la muzeu m-aș fi dus, dar la apartamentul imperial de la ăsta, tot Hilton îmi vine să-i zic, dar nu e Hilton, n-are nicio treabă cu Hilton, nu se ridică la nivelul Hilton, la Intercontinental. N-aș fi ajuns în apartamentul imperial niciodată, n-aș fi ajuns probabil nici la Marmoroș, adică nici nu-mi trecea prin cap, habar n-aveam, am trecut pe lângă el de nu știu câte ori, dar habar n-aveam că acolo e hotel. Nu știu, adică nu vă imaginați că sunt atât de cunoscătoare între ale Bucureștiului încât să știu toate lucrurile astea. Nu aș fi mers în, nu știu, multe locuri, așa, și cu siguranță nu aș fi aflat atât de multe informații și dacă aș fi mers, da? Și dacă aș fi mers, nu aș fi aflat atâtea
lucruri frumoase și atâtea istorie și atâtea informații utile și drăguțe care țin de cultura generală până la urmă, dar e frumos, e bine și e frumos să mai vezi și că ai la tine acasă lucruri frumoase, mai ales într-o perioadă ca asta în care totul e rău, totul se dărâmă, totul se duce de râpă, toată lumea moare, toată... Da, deci e bine, e bine să vezi că mai sunt și lucruri frumoase. So, cam atât pe seara asta. Mai continuăm vlogul ăsta, cred că o să-l continui, nu știu cât am filmat de aia, habar n-am, s-ar putea să aibă 5 ore, s-ar putea să aibă jumătate de oră, nu știu. Eu am încercat să filmez cât de mult se poate ca să vă arăt și celor care poate n-ați fost sau nu veți avea acces niciodată în zona asta și am încercat să filmez cât de mult am putut și cât mai coerent, așa ca să vedeți detaliile, să vă dați și voi seama despre ce am văzut și cum am văzut și cum ne-a vrut. Încă un lucru vreau să mai zic înainte să așa, să închid pe seara asta, este că Alex ne-a spus, Alex, ghidul nostru, ne-a spus că eu spui un Alex că mi s-a părut super tânăr și mi s-a părut cam de vârsta mea și mi s-a părut că e așa foarte volatil, adică nu puteam să-i zic domn profesor sau domnul ghid. Așa, Alex mi s-a părut că ne-a spus că are o expoziție la Art Cube, o expoziție de fotografie cu un fotograf al cărui nume îmi pare rău, dar l-am uitat pentru că oricum de-abia rețin numele, deci de-abia știu pe al meu. Credeți-mă că am fost zilele trecute și mă întreba aia, zice, cum vă cheamă și eu am zis Nicoleta Stănciucă și la care aia zice, și Ioana? Zic, da, și Ioana, uitați-mă, așa. Deci, abia îmi rețin numele, da? Îmi pare rău, o să mă documentez și o să vedem, o să văd acum este expoziția. Este o expoziție de fotografie a unui fotograf român cu niște fotografii, să le zicem, incognito sau neconvenționale, dar nu neconvenționale în sensul de ciudate, ci neconvenționale în sensul că sunt făcute în locuri în care nu prea s-a e voie să pozezi. Așa ne-a explicat el. Este la Art Cube expoziția și vă recomand să mergeți. Eu n-am putut să merg în seara asta, că în seara asta se deschidea, era la deschiderea. Nu am putut să merg în seara asta pentru că trebuia să mă întorc acasă și așa începea la ora 6, deci era destul de târziu, nu aveam timp să stau mult, dar sper din tot sufletul ca până pe 27 octombrie când se închide să ajung să o văd. Pentru că mi se pare interesant. Așa că dacă sunteți din București sau dacă treceți prin București în perioada asta, o să caut și link. Vă caut un link și vă las de la Art Cube, dar la Art Cube. Este un muzeu undeva prin centru vechi, dacă nu mă înșel, și acolo ar trebui să vedeți expoziția asta. Dar până pun vlogul, o să vă caut și link și vă las link în descriere, da? Asta în cazul în care vreți să mai vedeți și altceva, da? Bun. Și acum am tăcut din gură, că deja creierul meu, v-am zis, este obosit. Aș vrea să fac o baie în seara asta și să dorm. Am mâncat. Am mâncat cum a venit, că mi-era foarte foame. Am mâncat foarte puțin astăzi și mi-era super foame. Și ce credeți că am făcut? Pentru că mi-era poftă. Mi-era poftă de atunci de când am pus conopida. Dar bineînțeles, conopida mea încă nu e murată, că de-abia am pus-o. Mi-era poftă de brânză cu mămăligă. Da, știu, foarte fină. Mâncare, o mâncare selectă. Știu de intoleranța mea la lactoză, dar mai calc strâmb câteodată când... Nu, când telemeaua îmi place. Telemeaua și cu asta, cu parmezanul, astea îmi plac. Adică nu prea mă... În rest nu prea sunt cu lactatele, dar astea două îmi plac. Adică astea îmi plac. Deci nu. Dar da, și mi-a fost poftă de brânză cu mămăligă. So, yeah. Asta am mâncat în seara asta, nu am avut conopidă murată, încă v-am zis în felul s-a murat, dar am băgat niște ardei iute din ăla murat. Merge și cu ăla, nicio problemă. So, da. Facem o baie în seara asta, mă demachiez și eu și dacă mai am energie, mă uit și la un film. Dacă nu, se la vii. A domani!
faceți. Reluăm acest vlog spectaculos, cu o față absolut spectaculoasă. Not. Pentru că am făcut o pauză de 2 zile. În prima zi de după Cronicar Digital n-am avut nici cel mai mic chef să mă ridic din pat, dar aminte să filmez. În a doua zi, care a fost ieri și anume duminică, iarăși n-am avut chef să fac nimic. Și pe lângă asta am făcut singurul lucru productiv pe care l-am făcut, a fost să fac vreo 2 ore și jumătate de brainstorming cu Eugenia pentru niște poze, pentru niște viitoare poze pe care am de gând să le fac, de care ar trebui să mă apuc de astăzi chiar, că de aceea se află acel fundal negru în spatele meu și motivul pentru care este ridicat și stă în halul ăsta ca să se șifoneze tot, că de ce aș vrea să vezi un fundal drept, este că teroriștii mei, numai pe aici Alex să se joace, la înălțimea aia din fericire nu sar la el ca să se agațe de el, dar dacă este pus pe jos, nu, deci e teroare și așa mi-au rupt unul, așa că nu mai risc și cu ăsta negru, că mai ales că ăsta chiar trebuie. Așa, asta. Ce am făcut? Pe lângă faptul că am avut un start târziu al zilei, chiar foarte târziu în comparație cu ce mi-am propusesem eu, am făcut sport, ceea ce este, yes, e bine, mă simt foarte bine, mă simt foarte mândră de mine, dar picioarele mele sunt așa ca niște spaghete, așa, tremură ca niște stixuri. Pe lângă asta am făcut acea curățenie în șifonier și schimbare de haine, de iarnă, cu alea de toamnă, cu alea așa. Am băgat la spălat. Nu am mai filmat tot procesul, că mi-a fost zilă. O să vă arăt așa mare cum arată acum șifonierul meu aranjat. Iarăși nu este complet pentru că sunt... Asta da, e aici, că am fost undeva cu ea. Nu este complet fiindcă sunt foarte multe haine la spălat și, cum ziceam, trebuie să mă ocup și de aspectul ăsta. Și după aceea, după ce am terminat cu asta, așa, în haine de sport... Știți cât iubesc chestia asta, m-am dus să rezolv ce nu am rezolvat atunci înainte de Cronicar Digital la primărie, chestie care m-a mâncat cred că vreo 2 ore din existența mea degeaba. Deci sunt imposibili oamenii ăștia, deci nu, deci orice, dar să n-ai treabă cu primăria, cu finanțele, cu astea, nu, e crunt. Acum am venit acasă, am pus să fac niște papole. Fasole cu ciolan, dragă, că fără ciolan nu se mai poate. Sunt acolo, se perpelesc, se fierb, sunt în bucătărie, își văd de capul lor, de treaba lor. Și eu vreau să fac un duș. Până apuc eu să schimb apa la fasole, mi-aș dori foarte tare să fac un duș. Că în primul rând că am nevoie de un duș și în al doilea rând trebuie să-mi spăl părul, este hiperjegos. Mai ales că am făcut sport și am stat și cu șapca în cap. Mă întreba și mama de ce stau cu șapca în cap când fac sport, pentru că îmi ține părul mai bine și nu mi se mai duce în toate direcțiile, nu știu, și m-am obișnuit așa. So, și am făcut sport în casă pentru că mi s-a părut prea frig afară. Și să vă mai arăt un prinț. Nu vrei în păturică? Stați așa să vă arăt că nu-l vedeți. Este atât de blond încât nu-l vedeți. Ia uitați-l. Ia uitați blondul meu, blondinul meu dulce și scump, a venit el acasă și după ce a alergat prin toată casa și după ce s-a hrăit cu toată lumea, acum, inclusiv pe mine m-am uscat, acum a venit la somnic și avem o burtică male, avem o burtică male aici, de parcă ar trebui să fătăm, să facem pui. Și asta e păturica cu care îl învelesc eu, când îi place să doarmă învelit, de să ai pațelui lui să doarme. Uite-sa, îl învelise mai devreme, dar nu se terminase de spălat și nu-și găsise locul. Asta, puiul meu. Muncă grea, ce mai vreți? Apropo de puiul meu, mi-aș dori foarte tare, dacă s-ar putea, să trinși pe el în niște poze de ale mele, pentru că se potrivește cu contextul. Da, și cam asta ar fi până acum, până la această oră care este... Când la această oră, care este ora 2, deci mă duc să văd ce-mi face fafole, după care mă duc și fac un duș și vă mai zic după aia ce mai fac. Nu știu. Sper din tot sufletul să reușesc să fac măcar o serie de poze astăzi, măcar una. Una. Păpădie! Am o ciocolată caldă aici, mă rog, cappuccino din ala de la Jacobs. Am un fundal pe care l-am proțăpit cumva pe acolo.
Am un păr care este plin de sarmalusion, așa, pe care o să-l zbârlim imediat, că o să am nevoie de el zbârlit și, în principiu, exceptând faptul că nu sunt machiată, deși nu cred că ar trebui să mă machiez pentru că pozele pe care vreau să le fac sunt fără mutră, așa că nu cred că are asta a face, sunt cam gata de poze. Mai trebuie să-mi zbârlesc părul și să mă schimb, pentru că trebuie să mă schimb și ca să vă arăt ce e aici, ca haosul de la mine de aici, nu știu cât vedeți că e lumină zero. Da, e o întreagă nebunie pe aici, o să vedeți pe Instagram, dacă nu mă urmăriți pe Instagram, ar fi bine să mergeți să vedeți, pentru că ce o să fac o să fie foarte tare. Că v-am zis, am făcut ieri cu Eugenia brainstorming, așa îi zic eu, brainstorming, pentru niște ședințe foto și având în vedere că suntem separate de distanță și că nu se poate să facă ea pozele, am storcit, așa, am stors Pinterest-ul, așa, și am făcut niște simulări așa de poze, niște idei, am adunat niște idei. Doamne, ce idei are copilul ăsta, să ne ferească Dumnezeu îl mare dacă trebuie. Vai de capul meu, deci dacă asta, dacă face curs de fotografie, ce? Păi bărăgan, o să fie copil mic pentru el. Deci ce idei are, ce-i trăznește, ce-i tună. Bine, asta ce fac eu acum este ideea mea, nici nu știu dacă i-am arătat-o pe asta și o să-i arăt după ce termin poza. Dar, da, nu, are niște idei, să vă așteptați, stați așa că vine, stați că vine, vine perioada aia în care o să trebuiască să fac pozele. A început să plouă afară, ceea ce este minunat, lumină n-am, dar pentru prima dată, cred că, în viața asta, mă bucur că n-am lumină pentru că n-am nevoie. Da, am nevoie de o lumină super difuză pentru pozele astea, de aia și fundalul negru, să absorbă cât mai puțină lumină. Ca să îmi dea o atmosferă în aia foarte moody, așa, foarte încărcată, foarte de poveste. Așa, am terminat și fasolea, fix acum am fost înainte să dau drumul la camera, am fost să opresc fafole și foarte bună. Deci este foarte bună. Abia aștept să mănânc. O să mănânc am într-o oră când o să vină domnul, până atunci mai bine fac și eu pozele alea ca să adun și haosul de aici, că s-ar putea să-l traumatizez săracul, nu că nu s-ar fi obișnuit cu tot haosul de aici de la mine. Cochilul, stați să facem update-ul la cochil. Cochilul doarme, tot acolo. Am scos labele din... Cochilei, ce faci, cochile? Am scos labele din... Ia uitați. Ia uitați. Împuțietule, împuțietule, putuloșule. Cine ce mai putuloș băiat din lume? Țimini? Așa, asta e vocea cu care vorbesc cu el. Da. De-aia este și cel mai răsfățat băiat din lume, nu numai cel mai prost. Da, și am niște mere. Acolo. Ei. Țimini? Țiminosiu? Pus? Ignor total. Nu exiști pentru mine. Let me live, woman. Da, ar trebui să-i fac niște ședințe foto și lui Jiminy. Aș avea niște idei cu Jiminy, pentru că tot vine Halloween-ul și s-ar potrivi în context foarte, foarte bine. Dar să vedem cât de cooperant o să fie, pentru că Jiminy are personalitate proprie și nu face, cred că în 99,99% din situații, nu face niciodată ce vreau eu. Niciodată. Și să vedem cum îl conving să stea pe un fundal cu mințel, fără să... Îl râcăie, v-am zis că au probleme cu distrusul fundalurilor, că a alergat cu gherăitul cu... Așa. El cred că ar fi cu minte dacă îl las pe el singur aici în casă, dar dacă vine și nebuna, care nu știu de undeva ascunsă printr-o magazie și nici nu o chem acum că mi-am întins fundalul și, again, mi-l distrugem. Hai să mă duc să mă apuc să sarmalele, să-mi zbârlesc sarmalele și să mă apuc de treaba că o să dureze ceva și cu poza. Hello, dragilor, ce faceți? Închidem ziua de astăzi și vlogul ăsta până la urmă. Este decât două noapte. Da, ședința mea de foto s-a prelungit pentru că dintr-o idee sar într-alta și dintr-alta într-alta și tot așa fac că mi se întâmplă și mai ales în perioada asta când am așa o scânteie din asta creativă, se tot adună chestii și... Am făcut multe poze. Prima serie a fost aia cu umbrela.
din care să știți că am ales o singură poză. Da, pentru că am fost foarte curioasă să văd cum au ieșit și m-am apucat să editez și am ales o singură poză. Și în ciuda faptului că poza în sine o să pară foarte banală, când o să vedeți pe Instagram să știți că o să vi se pară foarte banală, a fost foarte greu de făcut, adică surprinzător de greu de făcut chiar și pentru mine. Mă așteptam să fie mult mai ușoară, mult mai flexibilă, adică mă așteptam ca în 5 minute să termin, dar nu, mi-a luat mult pentru că trebuia să stau într-o anumită poziție, rochia trebuia să se vadă într-un anumit fel, umbrela nu stătea cum trebuie, ideea era să am o lumină care venea de sub umbrelă și ce credeți că am folosit? Lanterna de la bicicletă. Și tot cădea, o prinsesem acolo în spițele de la asta de la umbrelă și îmi tot cădea și mi-a căzut și în gură la un moment dat, era să-mi spargă un dinte sau buza sau ceva. Din fericire nu s-a întâmplat nimic. Și am avut parte de tot felul de peripeții din astea și până mi-am găsit poziția, până am reușit, că eram cu o mână, țineam telefonul să văd cum stau și să pun focusul, cu cealaltă mână trebuia să țin umbrela, dar în același timp trebuia să fixez și lumina și mai trebuia să și pozez și da, am ales o singură poză, dar mi se pare genială, deci abia aștept să o vedeți. Dacă nu aveți Instagram sau nu vreți să intrați pe Instagram, puteți intra pe pagina de Facebook, pentru că și acolo apar toate postările de pe Instagram, apar și pe pagina de Facebook și le vedeți acolo. Asta pentru cine nu are Instagram, dar mi-ar face mare plăcere să mă urmăriți și pe Instagram, pentru că o să vină o serie de poze chiar spectaculoase, să vedeți. V-am zis că am făcut brainstorming cu Eugenia legat de Halloween, că pot să vă zic despre ce e vorba, nu vă zic exact despre ce poze e vorba, dar vă zic așa, sunt poze cumva cu tentă de Halloween, nu toate sunt cu machiaj de Halloween, așa, sunt cu tentă de Halloween, adică e vorba mai mult de atmosferă, de mood-ul ăla închis, de mood-ul ăla... Așa, o să vedeți și pe măsură ce ne apropiem de Halloween o să vedeți că vin poze din ce în ce mai teatrale, ca să zic așa. Da, per total a fost o zi productivă, zic eu, deși nu știu cât am reușit să captez pe cameră și nu știu cât am reușit să filmez, dar mă bucur că am reușit să fac niște serii de poze destul de drăguțe. V-am zis, e două noaptea, sunt mucificațion, pentru că nu mai pot, e obositor, deși... știți că eu n-am mania asta să mă plâng, vai, mă trezesc la nu știu ce ore să editez, vai, mă trezesc la nu știu ce ore să fac poze, vai, mă trezesc la nu știu ce ore ca să lucrez. Nu am chestia asta, știți că nu sufăr de mania asta de a mă plânge, dar sunt situații în care filmez noaptea, editez noaptea, editez până ore târzii sau mă trezesc foarte devreme sau fac poze foarte devreme. Sau stau un frig într-o rochiță super subțire să iasă poza bine, doar pentru că îmi place ideea, știți? Dar da, să știți că dacă nu mă plâng, nu înseamnă că nu e muncă în spate și nu e chiar pasiune în sensul ăsta, pentru că dacă nu mi-ar plăcea foarte tare, evident că n-aș face așa ceva. Hello, babies, ce faceți? Hello, dragilor, ce faceți? Închidem ziua de astăzi și vlogul ăsta până la urmă. Este decât două noapte. Da, ședința mea de foto s-a prelungit pentru că dintr-o idee sar într-alta și dintr-alta într-alta și tot așa fac că mi se întâmplă și mai ales în perioada asta când am așa o scânteie din asta creativă, se tot adună chestii și am făcut multe poze. Prima serie a fost aia cu umbrela, din care să știți că am ales o singură poză. Da, pentru că am fost foarte curioasă să văd cum au ieșit și m-am apucat să editez și am ales o singură poză. Și în ciuda faptului că poza în sine o să pară foarte banală, când o să vedeți pe Instagram să știți că o să vi se pară foarte banală, a fost foarte greu de făcut, adică surprinzător de greu de făcut chiar și pentru mine. Mă așteptam să fie mult mai... ușoară, mult mai flexibilă, adică mă așteptam ca în 5 minute să termin, dar nu, mi-a luat mult pentru că trebuia să stau într-o anumită poziție, rochia trebuia să se vadă într-un anumit fel, umbrela nu stătea cum trebuie,
ideea era să am o lumină care venea de sub umbrelă și ce credeți că am folosit? Lanterna de la bicicletă. Și tot cădea, o prinsesem acolo în spițele de la asta de la umbrelă. Și îmi tot cădea și mi-a căzut și în gură la un moment dat, era să-mi spargă un dinte sau buza sau ceva. Din fericire nu s-a întâmplat nimic. Și am avut parte de tot felul de peripeții din astea și până mi-am găsit poziția, până am reușit, că eram cu o mână, țineam telefonul să văd cum stau și să pun focusul, cu cealaltă mână trebuia să țin umbrela, dar în același timp trebuia să fixez și lumina și mai trebuia să și pozez și... Da, am ales o singură poză, dar mi se pare genială, deci abia aștept să o vedeți. Dacă nu aveți Instagram sau nu vreți să intrați pe Instagram, puteți intra pe pagina de Facebook, pentru că și acolo apar toate postările de pe Instagram, apar și pe pagina de Facebook și le vedeți așa acolo. Asta pentru cine nu are Instagram, dar mi-ar face mare plăcere să mă urmăriți și pe Instagram, pentru că o să vină o serie de poze chiar spectaculoase, o să vedeți. V-am zis că am făcut brainstorming cu Eugenia legat de Halloween, că pot să vă zic despre ce e vorba, nu vă zic exact despre ce poze e vorba, dar vă zic așa, sunt poze cumva cu tentă de Halloween, nu toate sunt cu machiaj de Halloween, așa, sunt cu tentă de Halloween, adică e vorba mai mult de atmosferă, de mood-ul ăla închis, de mood-ul ăla... Așa, o să vedeți și pe măsură ce ne apropiem de Halloween o să vedeți că vin poze din ce în ce mai teatrale, ca să zic așa. Da, per total a fost o zi productivă, zic eu, deși nu știu cât am reușit să captez pe cameră și nu știu cât am reușit să filmez, dar mă bucur că am reușit să fac niște serii de poze destul de drăguțe. V-am zis, e două noaptea, sunt mucificațion, pentru că nu mai pot, e obositor, deși... știți că eu n-am mania asta să mă plâng, vai, mă trezesc la nu știu ce ore să editez, vai, mă trezesc la nu știu ce ore să fac poze, vai, mă trezesc la nu știu ce ore ca să lucrez, nu am chestia asta, știți că nu sufăr de mania asta de a mă plânge, dar sunt situații în care filmez noaptea, editez noaptea, editez până ore târzii sau mă trezesc foarte devreme sau fac poze foarte devreme sau stau în frig într-o rochiță super subțire să iasă poza bine, doar pentru că îmi place ideea, știți? Dar, să știți că dacă nu mă plâng, nu înseamnă că nu e muncă în spate și nu e chiar pasiune în sensul ăsta, pentru că dacă nu mi-ar plăcea foarte tare, evident că n-aș face așa ceva. Ana... Astăzi înfise, eu sper din tot sufletul că v-a plăcut vlogul ăsta, sper că v-ați simțit bine cu mine prin București, descoperind lucruri frumoase din București, sper că v-ați dat cumva seama de câtă nebunie e în spatele unei singure poze și ne vedem în ultimul, și ne vedem în următorul daily vlog, vedeți, am creierul, așa, ne vedem în următorul vlog, daily vlog, clip, whatever o fie. Vă pup și vă mulțumesc că v-ați uitat. Ciao! Astăzi înfise, eu sper din tot sufletul că v-a plăcut vlogul ăsta. Sper că v-ați simțit bine cu mine prin București, descoperind lucruri frumoase din București. Sper că v-ați dat cumva seama de câtă nebunie e în spatele unei singure poze și ne vedem în următorul daily vlog. Vedeți, am creierul. Așa, ne vedem în următorul vlog, daily vlog, clip, whatever o fie. Vă pup și vă mulțumesc că v-ați uitat. Ciao!